Salutare, iubiții mei români, aici Ilie Pană de la Laboratorul de Șosete la un nou episod. Astăzi vreau să vorbesc pentru cei care sunt poate la început în afaceri și vreau să dau și eu câteva din lucrurile pe care le-am învățat în atâția ani de când mă ocup de antreprenoriat. Vreau să vorbesc astăzi cu voi despre conceptul de credere. Așa cum în viață. Da, după cum spuneam, așa cum în viață nu este nimic sigur, nici viața ea însăși nu este sigură, bineînțeles că nici în afaceri nu este absolut nimic sigur. Poți tot timpul să te duci în jos. Opa! Acum am dus eu acum. Sau poți să crești. Nu se știe niciodată ce se rezervă viitorul. Sunt multe elemente care vin în stați că vine nașul. Vine nașul, bogătașul, nașul. A venit nașul, am scăpat de data aceasta. Da, deci după cum spuneam, totul, să știți că afacerile se bazează pe încredere. Este extraordinar la început când nu ești cunoscător și înainte să te lansezi în lumea aceasta a afacerilor, poate ai o viziune mai rigidă, mai, cum să spun, mai teoretică asupra acestui mediu. Este un mediu format din oameni și oamenii lucrează unii cu alții bazându-se pe încredere. De obicei, cine are succes în afaceri este omul care beneficiază de cea mai mare încredere de la ceilalți oameni. O să vă dau exemple. Afacerea cu care eu am început și care a avut un oarecare succes, chiar un succes destul de bun, doar că, mă rog, este limitată acolo unde este ea, este vorba de târgul Pet Expo, pe care îl organizez în fiecare an. Și în cadrul acestui târg Pet Expo, practic, eu vând unor companii din domeniul animalelor de companie, care vând hrană pentru animale, accesorii, medicamente și așa mai departe, le vând spații într-un pavilion la Romexpo, spații care vor fi puse la dispoziția lor în 6 luni de acum înainte sau poate și mai mult, și practic eu le garantez că la acest eveniment, la Pet Expo, o să vină foarte mulți oameni, o să vină gen 10-15.000 de oameni. Și ei plătesc în avans evenimentul, pentru că și noi plătim totul în avans la Romexpo și reclama și așa mai departe. Și este totul bazat pe încredere, adică sunt oameni care efectiv plătesc pentru că au încredere în mine. În mine și acum în brandul Pet Expo, pentru că Pet Expo este un brand. Și de fapt asta înseamnă un brand, înseamnă încredere. Iată, iubiții mei români, că acum trăim vremuri foarte ciudate, aceste vremuri guvernate de acest virus, coronavirus, care a schimbat total fluxurile economice. A crescut foarte mult comerțul online. Dar ce înseamnă acest lucru? Când cumpără un om ceva de la tine fără să-l vadă? Când are încredere, bravo, exact. Ca să aibă încredere, tu trebuie să ai un brand. De fapt, ce înseamnă un brand? Un brand înseamnă că omul care cumpără acel brand știe că întotdeauna va primi același nivel de calitate, aceleași ingrediente, același gust, aceeași formă, etc., aceeași culoare și așa mai departe. Asta se așteaptă un om când cumpără un brand, de asta cumpără un brand. Pentru că deja e testat și practic el cumpără un brand ca să nu mai riște. Asta este în general valabil. Acum, ok, sunt multe discuții despre ce înseamnă brandurile și cu apartenența la un grup social și așa mai departe. Dar, în general, discutând de branduri pentru orice produs, de la apă plată, la brânză, la haine, la șosete, oamenii cumpără pentru că au încredere. Bun, de asemenea, când lucrăm cu un furnizor, lucrăm pe încredere. Uite, de exemplu, la Laboratorul de Șosete am comandat etichete. Atunci când comanzi etichetele la tipografie, tu nu poți să vezi de dinainte calitatea a ceea ce va ieși din tipografie. Pentru că atunci când faci o mostră, un test la o imprimantă digitală, nu are nicio legătură cum arată printul pe imprimanta digitală față de cum arată printul pe tipar offset. De asemenea,
și bigurile de înduire și ștanța. De exemplu, dacă vrei să faci un ambalaj cu anumite găurele, cu anumită formă și așa mai departe, o să faci o ștanță. Și mai, uite, de exemplu, la cutii, da? Am făcut cutiuțele. Practic, nu era un model de cutiuțe stat și l-am luat noi. Noi am gândit cutiuța, am făcut o lamă care taie cartonul și lama aceasta a costat undeva la 1000 de lei. După aia am făcut-o ca o ștampilă care vine pe această formă, care și aia a costat undeva la 1000 de lei. Deci, practic, am dat 2000 de lei și putea să nu iasă cam ce ne-am dorit noi. Și oricum s-au făcut mici greșeli și acolo, atenție. Deci este vorba cumva, practic, tu îți pui încrederea în furnizor că el va face ceea ce îți dorești. Ideea e că, ok, dacă el greșește odată, poate îl ierzi, dacă continuă să greșească, apelez la altcineva și el nu vrea să-și piardă încrederea clienților. Deci totul este pe încredere. Acum noi comandăm, de exemplu, avem furnizorul nostru de ambalaje, lucrăm cu editura Stefanus din București și noi le comandăm chestii. El niciodată, acum nici nu mai cere bani înainte, nu? Îi plătesc după. El n-are nicio garanție că până la urmă nu i-am pus nimic gaj. Ok, firma noastră e ok. Este vorba de oameni. Deci totul se desfășoară între oameni. Cum eu cred, eu personal cred că toți oamenii sunt în esență buni, cu foarte mici excepții, de asta poți să faci afaceri și poți să lucrezi. Să știți că am observat că mulți oameni sunt suspicioși, dar oamenii suspicioși sunt săraci. Oamenii suspicioși și atenție sunt săraci. Că ei n-au încredere în oameni, ei nu intră în relații cu oameni. Ok, ți-asumi riscul, o să și pierzi, eu am pierdut, normal. Dar în general câștigi. Poți să pierzi prima dată și să te desumfli, dar nu te desumfla. Pentru că afacerile sunt construite pe încredere. Relații umane, încredere, construirea unei reputații este foarte important. Adică, din nou reiterez și am încheiat, în primul rând, voi trebuie să lucrați, să vă construiți încrederea, adică oamenii ceilalți să aibă încredere în voi, însemnând că de fiecare dată când vă asumați că faceți un lucru, îl faceți, banii sunt ultimul lucru la care vă gândiți când faceți afaceri. Atenție, primul lucru trebuie să vă gândiți cum îl satisfac pe client. Banii vin automat. Deci banii vin automat, dar cum îl satisfac pe client? Aia e prima grijă. Deci ai luat un contract, nu trebuie să te gândești la altceva. Dom'le, să nu mă fac de râs. Deci trebuie să nu mă fac de râs, să nu-l dezamăgesc pe acel om. Bun, și așa vă construiți încrederea. Evident, cu cât câștigați mai multă încredere, cu atât vin mai mulți oameni să apeleze la voi. Nu o să faceți, nu o să începeți o afacere și gata, o să vină toată lumea bulug la voi, pentru că lumea nu vă cunoaște și nu are încredere în voi. Asta se construiește în timp. Dar și când se construiește, este ca un fel de cetate care stă în jurul vostru sau ca un fel de, eu știu, pom care face bani sau ca un fel de ce vreți voi să spuneți. Este cel mai important lucru. Oamenii să aibă încredere în voi. Încredere nu că nu-i furați, mai multe tipuri de încredere. Încredere că, ok, sunteți corect și cinstiți, încredere că sunteți buni în ceea ce faceți, încredere că vă pasă, încredere că comunicați cu ei și așa mai departe. Sunt 1001 de tipuri de încredere. Deci asta odată să construiți încrederea în voi. Și doi, să aveți încredere în ceilalți oameni. 1. Să ai încredere în furnizorii cu care lucrezi, trebuie să faci a leap of faith, da? Deci să ai un salt de încredere. Adică cumva să îți pui încrederea în cineva și cu riscul că poți să pierzi. Bineînțeles că ai niște repere, nu? Te uiți, băi, omul ăsta a mai făcut ceva, poate am auzit de la cineva cu care a lucrat și așa mai departe. Adică trebuie să ai niște repere atunci când îți pui încrederea într-un furnizor. Bun, și 3, care văd eu iar foarte important, încrederea în colaboratorii tăi din echipă. Eu acum sunt în Belgia. Sunt blocat aici de 2 luni. Nu mă plâng pentru că sunt cu logonica mea, Silvana. Putem să lucrăm remote, eu îmi fac treaba la calculator de organizare, în fabrică totul implementează Sergiu și cu colegii noștri, da? Totul merge ok, chiar foarte ok, poate merge chiar mai bine decât mergea înainte, pentru că toți suntem mult mai concentrați la ce avem de făcut. Eu am încredere totală în ei. Deci nu mi-am pus nici măcar o secundică problema că acolo se poate întâmpla ceva rău. Am încredere totală în Sergiu și în toți colegii noștri, da? Acolo ok, se lucrează și noaptea. Nici nu avem camere video. Avem acolo aparatură de 200.000 de euro. Nu mi-am pus nici măcar, eu n-am văzut aparatura aia de 2 luni și ceva. Nu mi-am pus niciodată problema că cineva o să o strice, că cineva o să o fure, că cineva... Deci trebuie să ai încredere. Altfel lucrurile nu încep să se miște, tu le blochezi când n-ai încredere. Le blochezi, pui bețe în roate. Da, se pot întâmpla lucruri, îți asumi. Se întâmplă lucruri, elimini problemele și mergi mai departe. Încrederea e foarte importantă. Așa că și noi, ușor, ușor, am construit încrederea românilor care cumpără cutiuțele cu șosete perfecte la prețuri corecte. Dacă și tu ai încredere în mine și în produsele noastre de la laboratorul de șosete,
te invit să-ți iei și tu cutiuța cu șosete perfecte de la laboratorul de șosete. Dacă n-ai încredere, trebuie să faci primul pas. Să faci un salt de încredere. Și să încerci. Și să o cumperi. Dacă ai nevoie de șosete. Bănuiesc că ai nevoie de șosete, nu? Cum să n-ai nevoie de șosete. Până data viitoare, în laboratorul de șosete, Ilie Pană, prezent la datorie ca întotdeauna, câteva mici sfaturi pentru antreprenorii la început de drum, că eu nu permit să dau sfaturi la antreprenorii cu experiență, pentru că și eu sunt pe drum, n-am ajuns. Vă pup și vă iubesc!